ziua, dragii mei, bine ați revenit la o nouă lectură ale Cocato. În continuare, un articol de pe blogul meu, la Blog for All. Articol intitulat, vorbește cu tine însuți pentru a te echilibra, vindeca. Articol publicat la data de 12 iunie 2018. Există tot felul de metode și tehnici care ne ajută să ne menținem psihicul în echilibru sau să revenim la echilibru când avem căderi psihice. Am fost curios în trecutul apropiat, anul trecut, și am testat și psihanaliza, deci am fluctuații destul de mari, nu stau pe fundul meu deloc, sunt când sus de tot, când la pământ și mă tot bag unde nu fierbe oala, ci nervii. M-a ajutat, am intrat în trecutul meu glorios, vorbind de unul singur în prezența psihanalistului, și am mai înțeles câte ceva. Am avut câteva revelații destul de rapid, privind aspecte neintegrate, neînțelese, lecții neasimilate. Este un pic jenant la început să-ți dai drumul la logoree în mod complet liber, în prezența psihanalistului, nu am putut uita complet de el și ca atare nu am avut o eliberare totală de cenzură, de simț critic, dar am avut totuși una mult mai mare decât în orice relație interpersonală, vorbind singur cu ochii închiși, întins pe spate. Recent, în discuțiile prin mesaje cu genul, mi-am amintit de psihanaliză și de faptul că hotărâsem mai demult să testez cum este să vorbești de unul singur, cu ochii închiși, întins pe spate, complet singur, fără prezența psihanalistului, fără niciun fel de cenzură, deci, fără grija că m-ar auzi și judeca cineva. Vorbim mereu pentru altul sau alții, și niciodată pentru noi înșine, doar scriitorii mai scriu câteodată doar pentru ei și cei ce țin jurnale personale. Dar de vorbit cu voce tare, nimeni nu vorbește singur pentru el, deși avem scurte monologuri interioare, mentale, fiecare, zilnic, cred eu, multe fără să ne dăm seama, căci este ceva intrat în obișnuință automatizat. Când vorbești singur, când vorbesc oamenii singuri, de obicei doar când pățesc ceva și înjură cu voce tare, când se descarcă de o tensiune. Ei nu vorbesc atunci cu altcineva pentru altcineva. Deci există totuși această formă scurtă de descărcare și dacă există și o considerăm normală, deoarece majoritatea oamenilor o practică oarecum inconștient, am putea să ne întrebăm ce efecte am obține dacă am continua să vorbim singuri, cât de mult ne-am putea descărca de tensiunile acumulate, de stres, de anxietate. Oamenii nu vorbesc singuri, deoarece se spune că doar nebunii vorbesc singuri, dar ar trebui să ne punem în mod serios întrebarea de ce vorbesc nebunii singuri, și ce avantaje sau dezavantaje au ei din asta. Nu toți nebunii vorbesc singuri, desigur, și mulți poartă dialoguri imaginare cu personaje imaginare prezente în halucinațiile lor, care lor le par reale. Pentru mine scrisul a fost mereu o formă de catarsis, de eliberare, de echilibrare, și am observat asta din tinerețe, de când am scris prima poezie de eliberare. Am scris instinctiv o poezie într-un moment mai dificil al existenței, mai tensionant, și ulterior am constatat că exprimarea trăirii mele emoționale în scris a avut efect eliberator, deblocant, destresant. Și în acel moment am înțeles că pot rafina metoda și am scris o poezie în care îngropam trăirile mele negative și asta m-a readus pe linia de plutire rapid. Se spune că mintea ia de bun ceea ce îți imaginezi în mod clar
La fel de bun ca realitatea însăși, dacă poți construi o imagine clară în mintea ta. Legea atracției, succesul în succesul, toate astea se bazează pe scenariile noastre mentale, prefigurate mental, mai mult sau mai puțin conștient. Când scriu, îmi imaginez ceea ce scriu, fac scenarii, ce le verific, le compar cu realitatea, cu experiența mea anterioară, cu experiența altora, în încercarea de a testa mental, valida sau invalida scenariul imaginat, ipoteza. Asta deoarece eu caut adevărul, dar și minciuna, desigur, caut să le recunosc, să le observ, să le înțeleg natura, să văd cât adevăr și câtă minciună este în viața mea, în viața altora, în lumea asta, în mintea noastră și așa mai departe. În psihanaliza este recomandat să încerci să observi de unde vorbești, care este locul din care vorbești când vorbești singur. Este o situație foarte neobișnuită, deoarece nu am fost niciodată încurajați să vorbim singuri, nu am fost educați să folosim această metodă și tehnici ale ei. Niciun terapeut nu este interesat ca lumea să se vindece singură, fără terapeuți, căci nu are nimic de câștigat el personal din asta, nu-i așa? Adică terapeutul. De aceea ni se prezintă și ni se recomandă doar metode și tehnici în care ai nevoie de altul, de un terapeut care să te asiste mereu, de care să devii dependent de el și metoda sa. Fiecare om își urmărește interesele sale personale, nimic rău în asta, cât timp, ce zici, cât timp, ce? Oamenii s-au obișnuit să se lase vindecați de alții, tratați de alții, da? Că vindecarea, după cum arătați și într-un articol nou făcut recent, medicul scurat, natura sanat, da? Adică medicul, terapeutul, tratează și natura vindecă, da? Adică natura, cât natura exterioară, cât și a interioară, adică simbioza în care noi suntem, trăim în natură, da? Deci ne vindecăm. Când revenim la echilibru acesta, relația noastră cu natura, natura interioară, ci înăuntru cu ceea ce e în afară, da? Noi pierdem acest echilibru și din cauza pierderii acestui echilibru ne îmbolnăvim, da? Deci oamenii s-au obișnuit să se lase vindecați de alții, nimeni nu i-a educat să se vindece ei singuri și de aceea ei cred că nu se pot vindeca singuri, că habar nu au cum și de aceea nici nu cred că este posibil. Eu sunt mai curios din fire și testez tot felul de metode și tehnici pe pielea mea, pe mintea mea, pe răspunderea mea. Există la ora actuală multe forme de terapii preluate din sistemele străvechi spirituale care sunt prezentate drept ceva nou, descoperit de cutare X și Y de vreo echipă de cercetători, metode și tehnici care sunt apoi omologate, acreditate și pe care se cere ulterior licență de practică pe bani, cursuri pe bani, ședințe de vindecare pe bani, și alții nu au dreptul să le aplice, căci au drept de autor. Cine știe, cunoaște și nimeni nu recunoaște deschis că a preluat și a adaptat ceva ce exista la liber până acum, dar era insuficient cunoscută metoda, nu-i făcea nimeni reclamă și așa mai departe. Da? Deci se preiau, sunt metode străvechi, o grămadă, de exemplu în yoga, tot ce ține de respirație, de relaxare, de concentrare, totul găsiți acolo și toate metodele folosite în psihoterapie le regăsiți în tehnici străvechi, poate un pic cosmetizate, așa mai nou, să pară că ia ceva.
Personal, cred că ceea ce există în curentele spirituale străvechi ar trebui să constituie un fel de patrimoniu mondial spiritual, protejat de lege și lăsat la liber în continuare, dar în acest caz, dacă nu ar ieși bani din asta, nimeni nu ar mai avea interes să investească în cercetare, documentare, testare, validare, aplicare în practică și așa mai departe. Nu avem organisme naționale și internaționale care se ocupe de asta, ci oamenii și-o fac cu mâna lor de fapt, inconștienți de ceea ce fac alții cu ei, pentru ei, pentru a le lua banii. De exemplu, nu investește nimeni în cercetarea și validarea metodei de a posti alimentar, da? Metoda postului, postul alimentar, deoarece nu se pot scoate bani din asta, nu necesită aparatură sofisticată și scumpă, nu necesită consumabile, nu necesită mai nimic decât eventual monitorizare medicală pe durata perioadei de post. Dar câteva echipe de cercetători mai entuziaști și mai umanitari au demonstrat faptul că postul are un efect puternic ameliorator și vindecător asupra organismului în toate bolile, iar nutriționiștii afirmă că majoritatea bolilor au ca și cauză principală alimentația incorrectă. Văzut, nutriționiști, medici nutriționiști, da? Începuți care arătau cercetările lor, studiile lor, arată că majoritatea bolilor de fapt sunt din supraalimentație, nu din subalimentație, da? În fapt, să zicem, supraalimentație cu alimentație incorrectă, junk food, chestii din astea. Și ideea era că în post, de exemplu, terapia prin post, arată că, de exemplu, după un post, dacă postul durează mai mult de 3 zile, undeva cam în a treia, a patra zi, organismul realizează așa o reșiftare a funcționării lui. Deci se declanșează ca un program de adaptare, de readaptare, când înțelege că nu mai primește mâncare, de fapt se schimbă, e ca o schimbare așa majoră în tot organismul, în care toate constantele astea sanguine, celulare și astea oferă modificări și ca și cum ar da organismul ceva, să zicem, la nivel cerebral, la un etaj superior, s-ar da o comandă de recalibrare, resetare, ceva în genul acesta. Da, și se pare că, deci cercetări sunt cercetări. De exemplu, rușii, da, este un institut de cercetare lângă lacul Baikal, de se cercetează de prin anii 50, aceste terapii prin post. Și s-a văzut că multe boli sunt ameliorate și chiar dispar. După o cură ei fac terapii prin post undeva la 20 și ceva de zile. Calculele au arătat că un om normal, un adult normal poate să țină post, adică post alimentar, chiar să nu mănânce nimic, doar să bea apă. Exemplu, da? Și fără hrană, maxim 40 de zile, cam la un om normal care are țesut adipos în mod normal, cam 40 de zile țesutul adipos, lipidele din organism sunt consumate, da? Deci, medicii, doctorii se cam opun terapiei prin post, cunosc deoarece așa au învățat că dacă ții post, organismul începe să consume proteinele, țesutul din organism și inima fiind și el
țesut proteic și ăsta avea probleme cu inima, cu organele și așa mai departe, dar cercetările arată că de fapt sunt la 3 zile se realizează această reșiftare și se trece pe consumul de lipide, al grăsimilor acumulate în organism, care în mod normal la un adult normal țin cam 40 de zile. Da? În 40 de zile se epuizează, după aceea mai mult de 40 de zile este periculos. De aceea întâlnim și în curentele spirituale, Buddha a ținut post 40 de zile, Isus a ținut post 40 de zile, deci asta se întâmpla acum, da? 2000 de ani și mai mult, deci oamenii știau din timpuri străvechi că postul trebuie ținut 40 de zile, 40 de zile maxim, da? Bun, pentru, bineînțeles, roșii, ei fac ciclu așa undeva la 21 de zile, parcă 21 sau 23 de zile, deci nu merg până la 40. Deci un post lejer, primele vreo 2 zile primești așa o supă cât mai diluată, să nu treci brusc la privare și e acolo în mod organizat cu medici, doctori care zilnic verifică, da, pacienții. Da, deci sunt sub control medical tot timpul. Au program de activitate, deci fac diferite activități, acolo nu stau și sunt activi. Da, și majoritatea sunt, unii sunt cu diferite boli, dar sunt mulți care revin anual acolo. Da, și fac câte o cură asta de și o cură de dezintoxicare și de recalibrare a organismului și sunt tot felul de studii, da, care arată rolul, faptul că terapia prin postul în sine are un rol în sănătoșirea organismului, da? Se elimină toxinele acumulate în organism. Organismul se recalibrează, constantele sanguine care vorbeau luat o razna se reechilibrează și așa mai departe. Sunt studii, s-au făcut și pe pacienți bolnavi de cancer care au ținut citit un studiu 3 zile de post înainte de fiecare ședință de chemoterapie și de radiație și s-a dovedit că cei care țineau post rezistau mult mai bine la radiație, la chemo, la acest tratament. Deci nu aveau stările de rău, de greață, de vomă, da, ca și cei care continuau să se alimenteze normal, să zicem așa, da? Deci merită studiat cercetările acestea privind terapia prin post. Vorba este o formă de terapie care nu te costă nimic, ba chiar îți aduce și economii, da? Perioada în care renunți la alimentație. Deci care este legătura? Păi a vorbi singur nu te costă nimic, dar nici nu aduce bani altcuiva. Deci, cine să studieze, să cerceteze sau să-ți recomande ție asta, o asemenea metodă? Doar vreunul ca mine care își bagă nasul să vadă ce fierbe, cum fierbe, cât fierbe. Nici eu nu sunt complet dezinteresat, desigur, căci am tot interesul să-ți prezint lucruri cât mai interesante în articolele și materialele mele video. Să te fac cititorul meu fidel, dependent de materialele mele, să facă rating, vizualizări grămadă
și alte lucruri minunate. Tu ce interese ai? Îți cunoști interesele? Deci mai în glumă, mai serios, dar fiecare cu interesul lui, nu-i așa? Atâta doar că, să zicem așa, putem avea interese comune și interese personale, particulare, private, pe care nu le împărtășim cu alții, să spunem așa, da? Revin la viziunea mea și afirm că vorbitul liber mi se pare că e mai eficient decât scrisul liber, își merge mai repede să vorbești decât să scrii și nu trebuie să fii atent la altceva, te poți concentra cu totul, cu ochii închiși, asupra gândurilor tale, asupra trăirilor tale. Când scrii, trebuie să ții ochii deschiși, când scrii, trebuie să ții ochii deschiși, să fii atent la ceea ce scrii. Nu poți scrie la fel de repede precum îți zboară gândurile sau cum poți vorbi. Atenția îți fuge pe tot felul de elemente vizuale. Nu îți poți imagina vizual ceea ce îți trece prin minte. Deci, concentrarea atenției este mult mai diminuată când te exprimi în scris față de vorbitul cu ochii închiși, lungit pe spate. Na bun, am vorbit așadar de unul singur și m-am înregistrat pe telefon să și ascult ulterior, să văd ce impresie îmi trezește asta, adică ascultarea monologului meu. 26 de minute a durat, am simțit că e destul și am pus capăt sesiunii. E mai ușor și mai eficient de vorbit cu ochii închiși, lungit în pat, decât să te exprimi în scris, am constatat din nou. Cel puțin așa este pentru mine. În plus, trăirea în sine este cu totul alta când te poți detașa de obiectele exterioare și mediu, când nu trebuie să fii atent la scris, să-ți urmărești ideile firul, să nu le pierzi. Este ca în meditație, nu poți medita în scris, poți analiza și studia ceva în scris, dar nu poți medita scriind în același timp. Încă nu-i, dacă chiar te chinui, așa, cumva, să zicem că ai putea, dar nu merită efortul, da? Nu-i deloc eficient. Este util să scriu despre mine, despre viață, dar mult mai util mi se pare să vorbesc singur, căci pot accesa o stare de conștiință deosebită, minunată, magică, când sunt detașat de realitate, de senzorialitate, de sarcini și îmi dedic întreaga atenție lucrurilor la care mă gândesc imaginativ. Există la început o jenă, o confuzie de început, dar te obișnuiești rapid apoi, vorbind, lăsând de fapt mintea ta, subconștientul tău, să vorbească, să se exprime liber. Poate că de asta este vorba de fapt când nu ai simț critic privind ceea ce vorbești, când nu vorbești pentru altul sau alții și nu mai ai nicio jenă să gândești și să spui ce-ți trece prin cap. Da, asta este, devii congruent privind ceea ce spui cu voce tare și ceea ce gândești, congruență pe care nu o putem manifesta când vorbim pentru alții, din cauza simțului critic, a temerilor și nesiguranței privind reacțiile celorlalți față de gândurile noastre exprimate deschis în mod liber. Deci, în această stare, prin acest exercițiu, poți accesa o stare de conștiință pe care nu o poți accesa altfel decât vorbind singur, tu pentru tine, complet liber de orice prejudecăți, frici sau alte inhibiții. A vorbi liber de orice inhibiții te conduce în această minunată stare de conștiință în care pur și simplu tu te regăsești pe tine însuți, cel adevărat, real,
fără mască, fără incongruențe, fără falsul și minciuna care par necesare în comunicarea cu ceilalți, în menținerea spațiului tău privat, a intimității tale inviolabile, a secretelor ascunse și așa mai departe. Te simți liber cu adevărat când vorbești singur, pentru tine, spunând ce ai pe suflet, liber, sub forma pe care o dorești, folosind cuvintele pe care le dorești, care îți vin pe buze pe moment, fără vreo cenzură. Anularea totală a cenzurii te face să te simți liber cu adevărat, cum nu ai fost niciodată, și în această libertate îți regăsești adevărata ta esență și o mare bucurie, desigur. De ce? Deoarece poți spune adevărul fără probleme, fără inhibiții, și tot ceea ce spui, de fapt, te conduce la adevăr prin faptul că nu ai niciun motiv să mai ascunzi ceva când nu vorbești pentru altul, altcineva. Deci această situație specială în care nu este nimeni care să audă ce spui și tu stai cu ochii închiși, întinzi pe spate, vorbind liber cu voce tare, orice îți trece prin minte, te poate conduce la accesarea stării de conștiință în care adevărul este relevat și spus cu voce tare, liber, și asta îți va conferi revelații și luminări pe care nu le poți avea în alte stări, în condițiile în care există vreo inhibiție. Simți o bucurie oferită de anularea limitelor, impunerilor, cenzurilor, pretențiilor, așteptărilor proprii și ale altora, deci o eliberare totală. Ai văzut copii mici vorbind singuri în camera lor când se joacă singuri? Nu sunt nebuni, nu au probleme psihice, o fac ca un comportament normal și firesc pentru ei. Pentru adulți pare altcumva, nu? Deci voi continua să vorbesc de unul singur, sper să nu o iau razna cu asta, să mă trezesc vorbind singur din obișnuință, apoi mereu și pe stradă în lecturări. Da, niște comentarii. Genoveva, cea adevărată esență nu știm care e, o presupunem, esență de om sau de ce anume. Deci contează la ce esență face fiecare referire când vorbește despre adevărata esență. Da, în sensul că prin această vorbire liberă, de fapt, cumva pătrunzi, ai acces, deschizi, de fapt, accesul către ceva mai profund din ființa ta, din gândirea ta, doar experiența personală îți poate releva ceva concret despre esența ta, toți interpretează cum pot în cuvinte ceea ce simt. Cei ce nu experimentează nu simt nimic, desigur, și interpretează interpretările altora. Eu cred că există două esențe. O esență a ființei umane, adică avatarul corporal preluat în joc, care are propria sa natură, programe, condiționări, codul genetic și așa mai departe, o esență spirituală a spiritului, care este actorul ce preia rolul de om prin conectarea lui la un avatar uman, da? Prin intermediul căruia face jocul vieții terestre prin intermediul unui organism uman, unui avatar uman, da? Este foarte logic, deci, că atunci când te detașezi de corporalitate, de natura avatarului, să reîncepi să-ți aduci aminte ce ești de fapt ca actor, esența ta adevărată, reală. Oamenii simt situația de joc conform naturii avatarului, atenția lor este prinsă complet în joc, de corporalitate.
Probabil că nu avem acces complet la natura esenței reale, cât timp nu ne desprindem complet de avatar, deci până nu murim, dar senzația aia de regăsire a esenței tale, a adevăratului tău eu, este resimțită ca o amintire cumva, o posibilitate de reaccesare a unor informații, ceva de genul. Dar genul, am zis, e ceva subiectiv în mental totuși, teoriile acceptate ca adevărate, deci existența spiritului. Dacă e o minciună, de exemplu, nu ai cum să sesizezi asta, chiar dacă te detașezi senzorial, pentru că rămâne partea mentală, care deși crezi că tace, adică ești detașat și de partea asta, totuși cred că ea este cea care influențează ceea ce credem că descoperim a fi adevărata esență. Da? Răspunsul meu, presupunem ceva la nivel de interpretare doar, dar la nivel de percepție nu este nimic de presupus, este doar ceva de simțit, ceva ce este accesat prin simțuri, o energie, o informație, infoenergie. Eu simt că nu am ceva de interpretat pentru mine, ceva ce simt clar, dar alții care nu simt au nevoie de interpretări, desigur. Asta nu înseamnă că se poate interpreta corect în cuvinte, în limbaj, exact ceea ce simți că este corect și adevărat. Este doar ceva orientativ, așa cum nimeni nu poate descrie corect unui alt om realitatea, nici măcar ceea ce vede în fața ochilor, dar emite o trăire sufletească, emoțională. Nu căuta corectitudinea sau adevărul teoretic la nesfârșit, ci fă experiențe personale dacă vrei să înțelegi ceva cu adevărat. Explicațiile și mărturiile altora rămân mereu doar puncte de reper, de orientare. Ce nu știe lumea? De fapt, există două părți mentale, una a corporalității și una a spiritului. În subiecții lui Michael Newton vorbesc despre asta, cum trebuie să se adapteze spiritul la corporalitate, la programarea lui, trăirile lui, conștiința sa. Este ca și cum spiritele noastre intră și posedează corpul, trebuind însă să se adapteze cât mai bine la el, totodată, pentru a se putea folosi de el în scopuri personale, pentru experimentarea acestui joc al vieții terestre ca om. Mai tehnologic vorbind, avem o bioenergie artificială în această corporalitate, avatar, care are o inteligență artificială ce coordonează toate automatismele corporale, viața vegetativă, sistemul nervos vegetativ, da? Și așa mai departe. Deci este o inteligență artificială la care spiritul trebuie să se adapteze la viața corpului și programările sale instinctuale automate. Este ceva ce aproape nimeni nu înțelege și nu crede că este așa, deoarece lumea habar nu are, dar nici nu vrea să aibă habar de asta. Mulți confundă gândirea și mentalul cu ceea ce vine de la inteligența avatarului, care nu este a noastră, ci a robotului biologic pe care l-am luat sub control, dar și el ne controlează, desigur, într-o oarecare măsură, fără să conștientizăm asta, crezând, de exemplu, că instinctele sale sunt ale noastre și multe tipare născute, native și așa mai departe. Codul genetic nu este al nostru, nu avem nicio treabă personal ca spirit cu el, dar cine să înțeleagă asta? Adică lumea se... Oamenii se identifică, da, cu corporalitatea. Și nu numai atât că se identifică și această identificare este normală, firească, din punct de vedere că nu au
nicio educație și cunoștințe despre natura lor spirituală, da? Ce-i spiritul, ce-i sufletul, pe nimeni habar nu are. Genele reacționează la ceea ce gândim și facem conform programării lor. Nu avem nimic cu linia genetică, este linia avatarelor de joc, nu suntem legați genetic ca spirite cu părinții sau copiii, dar suntem prinși în acest joc prin astfel de legături. Cărțile lui Michael Newton sunt fundamentale, descriu viața spirituală dintr-o perspectivă mai ușor de înțeles decât a lui Steiner, de exemplu, Rudolf Steiner. Cărțile lui Allan Kardec sunt și ele ușor de citit și înțeles, dar toate perspectivele astea trebuie îmbinate ca piesele de puzzle să vezi o imagine mai clară din punctul tău de vedere. Nu este simplu și ușor, dar altceva, ce altceva ai mai bun de făcut? Dacă ai altceva mai bun, fă altceva atunci, nu-ți pierde timpul cu asta. Mie îmi place să-mi pun mintea la contribuție și să descoper falsul și neadevărul, mă simt bine așa. Dar, din păcate, nu mai rezist să citesc mult zilnic, mă obosește tot mai tare. Îmi obosesc ochii, da? Prea mult citit. Oricum, totul e poveste, povești în mintea unui creator ce visează acest univers, deci nimic de câștigat sau de pierdut. Plăcerea de a experimenta ar fi scopul, nu doar de a teoretiza. Oamenii teoretizează prea mult și experimentează, testează, cercetează prea puțin. Unii, pentru că alții nici măcar nu teoretizează și trăiesc pe pilot automat. Am început psianaliza mea cu un psianalist, deci recomand să se înceapă tot așa, apoi dacă vrei poți încerca să continui și de unul singur. Adică să faci și experiența asta de a vorbi total singur, da? Să vezi cum este. Dar nimic nu te poate împiedica să vezi acum cum este să vorbești singur, de curiozitate, atâta doar că poți intra, de exemplu, în niște bucle repetitive, din care este mai greu de ieșit de unul singur, fără îndrumare specializată și fără a înțelege ce faci de fapt. Dacă vorbești în gând, te ia somnul rapid, deci vorbește totuși cu voce tare, dar singur, nu în prezența altcuiva. Merită să încerci și asta, să ai o experiență de viață în plus, o experiență interesantă, zic eu, da? Și dacă tot o faci, chiar merită să te și înregistrezi, da? Eu, de exemplu, folosesc un program de înregistrare pe telefon, este un program bun, chiar făcut de un român pe Android, da? Are portofon sau așa cumva îi spune. Găsiți făcut de Adrian, nu știu cum parcă, chiar cred că e cel mai bun dintre programei. Dacă aveți un microfon bun la telefon, e chiar mai bun decât un reportofon din ăsta, să spunem, de nivel mediu, da? Deci nu reportofon profesional. Atâta doar că telefonul trebuie să stea, îl puneți undeva pe un suport, dacă îl țin mână și miști mâna, totul se aude frecarea mâinii pe telefon, se aude fâșâitul, se transmite în microfon. Da, deci puteți folosi, deci nu vă costă nimic, telefoane cred că aveți fiecare, instalați softul, softul
Pentru că se poate regla și volumul de înregistrare și asta am să las un, ca tot pomenit, am să las un link da, către aplicația care o folosesc. Deci este foarte tare, puteți înregistra orice vreți cu ea. Se înregistrează foarte bine. Puteți mări volumul de înregistrare dacă se vorbește prea încet sau puteți micșora dacă e zgomotul prea mare. Puteți salva MP3 și în alte formate și așa mai departe. Și este util să zic să ascultați, da? Ce ați vorbit și cum evoluează acest vorbit de unul singur cu ochii închiși. Întins, da? Și ce interesant, ce interesant când vorbești singur și îți dai drumul și, da? Fără simț critic, fără... Asta de fapt e ca și cum pătrunzi în subconștient, într-o ruminație, să spunem, o ruminație mentală, dar ce interesant că mintea automat, deci tu trebuie numai să vorbești, fără să-ți propui niciun subiect, să lași acest vorbit să curgă, da? Și să vezi că îți vin ideile de la sine, deci ca și cum accesezi cumva subconștientul, să spunem așa, mintea te va purta, cel puțin la mine a fost așa, automat, vorbind, făcând legăturile, se fac mai mult subconștient când nu mai simți critic și nu mai vrei să menții controlul. Mintea ta, ceva din subconștient, din ceva mai profund, să zicem așa, preia controlul și te duce direct în probleme. Da, te duce în probleme și totodată încearcă să rezolvi acele probleme, da, prin producția asta verbală, da, care e o verbalizare, dar tu de fapt menții ceva în funcțiune prin verbalizarea asta. Merită făcut, e greu de exprimat, da, exact așa în cuvinte, dar o să vedeți că e ca și cum vă rezolvați problemele singuri sau lăsați mintea voastră, subconștientul vostru, cumva, de fapt, să vă rezolve problemele voastre. Și o să aveți surpriza de a verbaliza, de a asculta cum spuneți lucruri și astea care de fapt sunt răspunsuri la întrebările voastre și soluții la problemele voastre, da? Ca și cum le găsiți singuri în această stare așa deosebită, da? Este un pic, oricum, este un pic o stare de transă, da? Deci este o ușoară transă și în care na, fiecare poate să intre un pic mai adânc. De fiecare depinde da, cât de ușor sau ăsta intră în transă și se adâncește în transă și atunci acest nivel de accesare se schimbă așa cu schimbarea stării de conștiință, poți intra tot, să zic, undeva mai adânc, mai profund. Da? Ok, destul pentru astăzi. Aceste subiecte de atinse prin acest articol, tematica asta, va mai fi discutată, abordată și în alte articole și materiale video care vor veni să întregească, da? Ceea ce am dezvoltat aici. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, da? Dați un share, o distribuire dacă v-a plăcut. Susțineți ceea ce vă place, puteți sponsoriza pe platforma Patreon activitatea mea, să vă las și link-ul. Mă bucur că tot văd că
Vizitatori pe blog. From Pride, Louisiana, da? Statele Unite. Dallas, Texas. Statele Unite. Cluj-Napoca, București, Oradea, București. Pride. Da, constata cu o surprindere că ne arată aici undeva sus. Da, 47.000 de vizitatori unici și 19.200 din Statele Unite. Deci ne așteptați, sunt deci peste o treime. La total, să zicem, da, de la o treime din Statele Unite. Ok, mulțumesc, dragii mei, sper să vă fie de folos. Eu acum, în prezent, continui cu lecturarea articolelor mele de blog, da? Deci am luat un sens invers cronologic și lecturez toate articolele care, să zic, că merită, da? Merită să aibă și o lecturare și pot fi lecturate, adică pot fi adaptate ca material video. În total sunt, nu știu, că peste 500 de articole pe acest blog, mai am și pe alte 2-3 bloguri, acum mai puțin, acesta e blogul cel mai vechi. Asta până acum, în playlist-ul meu YouTube Creații Personale, am undeva 300 și ceva de videouri, din care nu toate sunt lecturări, sunt și live-uri, sunt și interviuri și filmări și asta, deci cred că poate undeva pe la 200-250, cred că maxim sunt lecturări, articole de blog. Și vreau să parcurg, da, toate aceste articole să le transform în materiale video și în plus să fac și articole noi și fac și materiale video pentru platforma Patreon, care sunt accesibile doar de patronii mei, adică cei care îmi sponsorizează pe această platforma Patreon, da? Să las la fiecare material video să aveți și link-ul către platformă. Aici veți găsi și materiale publice și materiale create care pot fi accesate doar de către patroni, da? Deci cei care vor sponsoriza activitatea mea, da? Ok, deci mulțumesc încă o dată și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată. Da, uitați, aici aveți link-urile către alte bloguri, site-uri ale mele, canalul meu YouTube, contul Patreon. Da? Deci, vă pup, o zi minunată să aveți în continuare.